Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre proporții derivate cu termeni schimbați. Să facem cunoștință cu Andrei, bună Andrei, și cu colega lui Sara, bună Sara! Cei doi copii au învățat despre proporții și vor să se ia la întrecere care găsește mai multe proporții plecând de la o proporție dată. Iată proporția 2 supra 9 egal cu 8 supra 36. Să ne aducem aminte întâi ce este o proporție. O proporție era egalitatea a două rapoarte. Care sunt termenii proporției? Extremi, în cazul nostru 2 și 36, și mezii 9 și 8. De asemenea, să ne aducem aminte și de proprietatea fundamentală a proporției, și anume, având proporția 2 supra 9 egal cu 8 supra 36, aceasta este o proporție deoarece produsul extremilor este egal cu produsul mezilor, adică 2 ori 36 este egal cu 9 ori 8. 2 ori 36, 72, 9 ori 8, 72. Deci avem egalitatea realizată. Având proporția 2 supra 9 egal cu 8 supra 36, Andrei vine cu următoarea propunere pentru a obține proporții derivate cu termeni schimbați. Ce ar fi să înmulțească ambii termeni ai unui raport, 2 supra 9, de exemplu, cu un număr nenul și obține 2 ori 2 supra 9 ori 2 egal cu 8 supra 36. 2 ori 2 este 4 supra 9 ori 2 este 18 egal cu 8 pe 36. Să verificăm că este de asemenea o proporție. Deci facem produsul extremilor, 4 ori 36 egal cu 8 ori 18. 4 ori 36 este 144, 18 ori 8, tot 144. Deci înseamnă că și această nouă proporție este adevărată. Sara vrea să împartă ambii termeni ai unui raport cu un număr nenul. Având proporția 2 supra 9 egal cu 8 supra 36, Sara se gândește să împartă pe 8 și pe 36 la 2. Și atunci 2 supra 9 egal cu 8 împărțit la 2 supra 36 împărțit la 2 este echivalent cu 2 supra 9 este egal cu 4 supra 18. Să verificăm că este o proporție. Deci 2 ori 18 egal cu 9 ori 4, produsul extremilor egal cu produsul mezilor, deci 36 egal cu 36. Deci pornind de la proporția inițială, Sara a obținut o nouă proporție. Ce altă idee mai are Sara? Să înmulțească ambii numărători ai unei proporții cu un număr nenul. Deci având proporția 2 pe 9 egal cu 8 pe 36, se gândește să înmulțească pe 2 și pe 8, de exemplu cu 5. Și atunci obține 2 ori 5 supra 9 egal cu 8 ori 5 supra 36, adică 10 supra 9 egal cu 40 supra 36. Să verificăm că este o proporție de 10 ori 36, să vedem dacă este egal cu 9 ori 40, adică 360 egal cu 360.
Deci este satisfăcută proprietatea fundamentală a proporției, deci înseamnă că și noua proporție obținută este adevărată. Avem egalitatea celor două rapoarte. Andrei vine cu o altă idee. El o să înmulțească numitorii cu un număr natural nenul. Deci, având aceeași proporție, Andrei se gândește să înmulțească pe 9 cu 3, deci numitorii, și pe 36 cu același număr nenul 3. Și atunci se va obține 2 supra nor 3, 27, egal cu 8 supra 108. Să verificăm că este de asemenea o proporție, deci 2 ori 108 egal cu 27 ori 8, adică 216 este egal cu 216. Deci, pornind de la proporția inițială, prin înmulțirea numitorilor cu același număr nenul, se obține o proporție adevărată, de asemenea tot o proporție. Andrei are o altă propunere, să adune numărătorii la numitori. Deci, pe 9 îl adună deasupra liniei de fracții și obținem 2 plus 9 supra 9 egal cu 8 plus 36 supra 36. Și anume, 2 plus 9 e 11 supra 9 egal cu 8 plus 36 ne dă 44 supra 36. Să verificăm că avem egalitatea satisfăcută. Deci, 11 ori 36 egal cu 9 ori 44. 11 ori 36 este 396 egal cu, de asemenea, 396. Ce idee are Sara? Ce ar fi să scad numărătorii din numitori și să-i scriu la numitor? Deci, având proporția aceeași, 2 pe 9 egal cu 8 pe 36, Sara o să obțină 2 supra 9 minus 2 egal cu 8 supra 36 minus 8, adică 2 supra 7 este egal cu 8 supra 28. Să verificăm că e o proporție. Deci, produsul extremilor, 2 ori 28, să vedem dacă este egal cu 7 ori 8. 2 ori 28 este 56, egal cu 56. Deci, de asemenea, este tot o proporție. Sara are ideea ca, plecând de la proporția 2 pe 9 egal cu 8 pe 36, să obțină o nouă proporție. Și anume, să facă raportul dintre suma numărătorilor și suma numitorilor, să vadă dacă acest raport, dacă acest nou raport, este egal cu rapoartele date. Adică, 2 plus 8, suma numărătorilor, supra suma numitorilor. 9 plus 36 este egal cu 8 supra 36. Să verificăm. De 10 supra 45 este egal cu 8 supra 36. Proprietatea fundamentală a proporției, deci produsul extremilor, este egal cu produsul mezilor. Să verificăm lucrul acesta, deci 360 egal cu 360, ceea ce este adevărat, deci înseamnă că, într-adevăr, egalitatea acestor două rapoarte este o proporție.
Andrei are următoarea idee. Ce ar fi să facă diferența numărătorilor supra diferența numitorilor? Obține astfel un nou raport și să vadă dacă este egal cu rapoartele inițiale. Adică 2 pe 9 să verifice dacă este egal cu 8 minus 2 supra 36 minus 9. Deci 2 supra 9 este egal cu 6 supra 27. Să verificăm, 2 ori 27, produsul extremilor este egal cu 9 ori 6. 2 ori 27 ne dă 54, egal cu 54. Deci iată că și aici avem o nouă proporție cu termeni schimbați. Cei doi copilași vă propun să considerați proporția 5 supra 6 egal cu 45 pe 54 și să scrie 6 proporții derivate cu termeni schimbați. Vă urează succes în rezolvarea acestui exercițiu. Vă mulțumesc pentru atenție și spor în rezolvarea exercițiilor.